găsit la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale. Așa cum v-am promis, încercăm să aducem în fața dumneavoastră oameni deosebiți care fac lucrurile cu pasiune și care ne ajută să vedem spiritualitatea din toate unghiurile și mai ales cu picioarele pe pământ, așa cum ne dorim să aducem spiritualitatea cu picioarele pe pământ în această emisiune. Am plăcerea să o am invitată astăzi pe doamna Andreea Dinu, terapeut Acutonics, o metodă de vindecare cu ajutorul sunetelor, mai precis a frecvențelor. Andreea, mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația. De fapt, noi suntem în spațiul tău și îți mulțumim cu ocazia asta pentru că ne găzduiești de fiecare dată. Mulțumesc cu foarte multă recunoștință și tot timpul spațiul acesta va fi deschis conexiunilor și emisiunilor tale, pentru că, în primul rând, contează vibrația. Și contează vibrația și contează ceea ce spui și contează să spui cu iubire. Andreea, pentru că telespectatorii noștri, unii probabil te cunosc din evenimentele pe care le-ai organizat tu în anii trecuți, alții poate nu și vor să te descopere acum, aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre tine și să începem prin a ne spune ce te definește pe tine ca om, în primul rând. Cred că de fapt este o întrebare foarte simplă, dar foarte complicată în același timp. Aș putea să mă definesc ca un om extraordinar de simplu și complex în același timp, dar ceea ce mă definește pe mine este pasiunea. Este pasiunea și de multe ori chiar nebunia cu care fac lucrurile și aceste lucruri mă hrănesc efectiv și îmi dau bucuria și drive-ul de a merge mai departe. Nu pot să fac ceva în care nu cred, nu simt și nu mă face bucuroasă. Asta e foarte important, să facem ceea ce iubim și mai ales să credem în ceea ce facem. Dincolo de aceste valori umane care sunt un fir roșu al vieții tale, tu ești în prezent terapeut. Dar care a fost parcursul tău și ce te-a făcut să ajungi aici? Pentru că știu că vii dintr-o altă zonă care este mult mai pragmatică, să spun, și mult mai împământată și totuși ai făcut o alegere și acum lucrezi cu această metodă. Spune-ne puțin cum ai ajuns aici. Am ajuns aici în 2006, când am luat-o pe calea am încercat să mă caut, să găsesc și să înțeleg ce este cu mine. În 2008, bineînțeles că am divorțat și acest divorț m-a ajutat să fiu cine sunt astăzi, de fapt, pentru că am căzut de foarte multe ori, am luat-o de la capăt de foarte multe ori. Sunt capricorn, deci e normal la noi. Culmile înalte sunt la ordinea zilei și căzăturile, bineînțeles. Și toate aceste trăiri și toate aceste lucruri prin care am trecut m-au ajutat să fac pașii să pot să ajung să învăț foarte multe lucruri, să învăț lucruri despre mine, să le trăiesc, să înțeleg ce nu e ok cu mine, să înțeleg, măi, eu mă iubesc, nu mă iubesc, ce dau din mine, eu spun că te iubesc, dar de fapt din mine pleacă nimic. Deci toate aceste lucruri au început din 2006. Am început cu Reiki, cum începe toată lumea, cu radiestezie. Toată lumea începe cu Reiki. Nu, pe vremea noastră așa se începea. Am trecut prin școală și am avut bucuria să o cunosc pe Dorina Mucanu, cea care a adus constelațiile în România. Am făcut Awakening Illuminated Heart, Durma lui Melchisedec și cel care mi-a schimbat viața, aș putea să spun că este Ron Laplace, este acest om senzațional, care i-a fost 20 de ani mâna dreaptă lui Jean Valjean, în tot ce înseamnă școala de Awakening Illuminated Heart, școala din Sedona și apoi în Mexic. Iar acest domn, acest suflet înalt, domnul Ron Laplace, este cel ce m-a ajutat și să înțeleg și să mă aducă cât mai aproape de marea mea iubire, muzica și frecvențele. Eu am studiat pian când eram mică, am studiat vreo 10 ani, deci tot timpul am avut această
dragoste către, atracție către sunet, iar terapia cu diapazoane învățată în 2014 cu Ron Laplace a fost cea care a deschis și care m-a amprentat, să spun așa. Deci acesta a fost momentul în care tu cumva ai făcut o schimbare, da, în sensul că ți-ai dat seama că dincolo de ceea ce făceai tu ca meserie, ca să te întreții, să spunem, și meseria pe care presupun că ți-ai iubit-o, pentru că doar tu ai spus tot ce faci cu pasiune și din ce știu, și în meseria pe care ai practicat-o ai fost foarte, foarte bună și presupun că și de acolo ai căpătat niște skill-uri de eficientizare, de organizare. Sunt capricorn și la mine totul trebuie să fie organizare, totul trebuie să aibă un ritm, totul trebuie să aibă un ritual. Așa funcționez eu, așa mă ajută. Sunt pământeană, dar destul de aeriană, sau să spun visătoare, și de cele mai multe ori futuristă în tot ce fac. Apropo de calea mea lungă, inclusiv în domeniul muzical, în 2014-2015 am făcut trei concerte cu mantre de vindecare, am adus-o pe Seda Bagean în România, în deschiderea lui Greg Braden. Deci am strâns pe vremea aceea 600-700 de oameni într-o sală, în momentul în care nu era TikTok, nu era Instagram, nu era doar Facebook. Și chiar a fost senzațional, pentru că noi am învățat altfel lucrurile. Și din cauza asta, ceea ce facem, le facem altfel. Le facem cu coloană vertebrală, cu bun simț, cu spirit de răspundere și în primul rând cu dragoste către celălalt. Cred că asta este esențial, indiferent ce metodă terapeutică practici sau ce metodă de dezvoltare personală, este esențial să existe iubire de sine și de ceilalți. Dar, da, poate că, pentru că suntem din aceeași generație, suntem generațiile care am făcut și practică spirituală, în sensul că atunci când am învățat o metodă, ne-am acordat timpul de a aplica, de a practica acea metodă, de a internaliza tot ce însemna cunoaștere de acolo. Și cred că asta este un lucru care acum este pe repede înainte sau lipsește, din păcate. Și asta și explică de ce foarte mulți oameni au impresia că sunt împrăștiați și că universul lor nu mai are repere și puncte stabile. Pot să dau un exemplu cum am învățat eu Acutonics? Deci, în primul rând, am dat examene după examene și am lucrat unii pe ceilalți. Și până când nu am știut și n-am știut efectiv tot ce am învățat, noi nu am avut voie nici măcar să le cumpărăm. Mm-hmm. Andreea, pentru că deci, spune multe. Deci eu nu auzisem de această metodă până să te cunosc pe tine. Și din ce am întrebat pe cei cunoscuți, pe oamenii cu care lucrez, foarte puțin știu despre această metodă și aș vrea să ne spui în ce constă, de fapt, această metodă, care sunt principiile după care funcționează această metodă. Principiile sunt foarte vechi, sunt cele descoperite acum mii de ani. În momentul în care s-au descoperit că fiecărui organ îi corespunde un anumit meridian și atunci s-au folosit meridianele din corpul. Deci e vorba de principiile medicinei tradiționale chineze. Este aceeași medicină tradițională chineză. Practic, eu fac o acupunctură, dar cu diapazoane, cu frecvențe care pornesc de la 68 până la aproape 4000 de herți. Deci, aceste diapazoane calibrate și care au aceste frecvențe înalte se pun pe corp și intră în aceste 8 meridiane extraordinare cu care lucrez. Deci înțelegem că, în primul rând, presupune cunoașterea acestei anatomii energetice a omului, pentru că știm că sunt acele meridiane 8, dar dincolo de astea sunt multe alte ramificații și meridiane secundare și așa mai departe, plus că există în spate o teorie a elementelor, a energiilor care circulă în corp,
și care stă în spatele tuturor domeniilor care se inspiră din medicina tradițională chineză. Și acele puncte pe care, de exemplu, le folosesc și acupunctura și reflexoterapia, probabil, sunt stimulate în alt mod, adică în acest contact cu diferite frecvențe. Cum se aleg acele frecvențe? Pentru că tu mi-ai precizat o gamă foarte largă de frecvențe și te-aș întreba cum alegi acele frecvențe. În primul rând, noi am învățat, Ron ne-a învățat cum ar veni un ISO. Deci noi avem niște standarde și niște pași pe care trebuie să-i urmăm. Deci la început se folosește șirul lui Fibonacci, începem de la 68 de herți, 9 octave și ajungem la 3700. Mm-hmm. Da, deci probabil că da? Există și noțiuni de numerologie în spate. Există, deci noțiuni de numerologie, sunt hexagramele din I Ching, sunt inclusiv vorbisem cu Richard Rudd la cheile genelor, sunt inclusiv puncte care se folosesc în cheile genelor pentru că totul este conectat. Aceste tehnici străvechi vin din perioada atlantă și toate au la bază știința veche, ceea ce știam noi mai de mult și care s-a ramificat medicina tradițională chineză în China, egipteană și Peru. Deci acestea au fost cele trei părți în care s-au, de unde de s-au fapt, plecat. Sunt sursele foarte vechi de cunoaștere, da, pe care știința modernă, da, le-a confirmat, pentru că știm că există foarte multe studii despre puterea vindecătoare a sunetului și cu ocazia asta nu pot să nu-mi amintesc că în același spațiu am discutat cu Jean-Baptiste Manitou, care este muzicoterapeut și care folosește alte instrumente. Eu am văzut la tine, de exemplu, ce mi-a plăcut au fost că și frecvențele sunt acordate planetelor. Asta, planetele sunt toate frecvențele sunt calibrate, diapazoanele nu sunt făcute în China, diapazoanele sunt făcute în America și de acolo le avem, cei care le-am cumpărat în momentul respectiv. Diapazoanele sunt calibrate după planete și după, de exemplu, zodiacul, pământul de la mijloc, pământul o octavă mai jos și o octavă mai sus, în așa fel încât prin octavă să poți să ajuți să creezi o tensiune în corp. Tensiunea nu este stres, tensiunea este momentul în care deschizi și închizi și pui această vibrație în corp. Și practic curăță tot meridianul respectiv și îl umple de acea frecvență. Mă întrebai cum funcționează. Funcționează simplu. Corpul este format din peste 70% apă, sunetul trece, vibrația trece mult mai simplu prin apă, se absoarbe și practic în momentul în care eu pun acest diapazon în punctele din acupunctura chineză, practic corpul suge, practic prinde toată această, e însetat de această vibrație. Și ți intră în corp și lucrează, se duce unde are nevoie, la organul care are nevoie, pentru ce ai tu nevoie. Poate că tu îți pui o intenție că vrei ceva, dar de fapt ea merge suav unde are nevoie în corp. Este extraordinar. Deschide niște canale chiar ale structurilor celulare, pentru că știm că vibrațiile aliniază, sunt celebre de altfel toate experimentele acelea cu sare sau cu nisip care se așează în anumite modele geometrice sub influența unor anumite frecvențe sau sunete și practic se produce o realiniere naturală a structurilor noastre celulare. Din ce am simțit eu, pentru că eu am făcut această terapie cu tine și sunt un mare fan pentru că m-am simțit extraordinar de bine și am văzut că ea funcționează și punctual și pe terapii de durată. Dar aș vrea să ne spui de ce ales tu să practici această terapie? Sunt o persoană mentală. Pentru mine creierul e non-stop turuie. Deci nu am pauză. Pentru mine mi-a fost foarte greu să fac meditații. Nu puteam. Mă gândeam în stânga, în dreapta, stresul cotidian și tot.
Iar făcând această terapie, făcându-mi se această terapie de către Ron, a fost momentul în care am zis, wow, deci eu pot să stau, să las creierul să funcționeze, să meargă, să gândească, să facă ce vrea și corpul să se lase, să se lase, să se lase și să primească acea vibrație care să ducă exact unde trebuie și cum trebuie. Deci a fost momentul în care am zis, măi, această vibrație șuntează creierul. Îl lasă să tuie în continuare și să duce exact unde are nevoie. Deci, practic, a fost principiile ca și cele din hipnoză, ca și cele din toate tehnicile de relaxare, care cumva desprind mintea conștientă și permit să se intre în zona de subconștient și în acele stări de teta, de alfa, chiar știu că de foarte multe ori se întâmplă pacienților tăi sau clienților tăi să adormă. Da, adormă. Sau unii sunt conștienți și îmi spun, unii văd culori, alții văd, li se schimbă, simt, văd cum li se schimbă aura, dar astea sunt niște lucruri mult prea avansate, nu vreau să sperii și persoanele care vor să încerce această terapie. Ideea este că noi venim din apă, ne întoarcem din apă și ne-am spus-o, eu am spus-o Thales din Milet. Și atunci folosim forța apei și forța vibrației să putem să lucrăm în interiorul nostru. Cred că lucrul cu interiorul este cel mai important. Și cele 8 meridiane extraordinare sunt conectate la cele 8 celule primordiale, cele cu care ne naștem, vin la naștere și care nu se schimbă niciodată pe parcursul acestei vieți. ADN-ul se schimbă odată la 7 ani, putem să trăim 7 ori 21, 149 de ani. Aceste 8 celule sunt cele care sunt de fapt chintesența noastră. Ele știu cine suntem, ce suntem și de unde venim. Și de fapt, lucrând cu aceste vibrații, de fapt se face acel declic, cine sunt, ce sunt, ce vreau. Și este o deschidere a conștiinței omului respectiv. Este un proces, deci este un lucru de vindecare, de generare, dar și de conștientizare în același, în același timp. M-ai întrebat de ce nu știe lumea despre această terapie. Din fericire și din păcate la ce se întâmplă acum în jurul nostru, este o terapie foarte simplă, o terapie suavă, o terapie în care corpul primește bucurie și primește bine și nu suferi. Nu-ți tai venele, nu te dai cu capul de pereți, nu iei copacii, nu urli, nu omori pe nimeni, nu stai în toate pozițiile universului să poți să faci, să-ți găsești nu știu ce. Deci, într-o perioadă de guru shopping, să poți să faci un lucru atât de simplu, de suav și de benefic, practic, nu mai merge cu ce se vinde, să vă spun și o să și vedeți, de fapt, și câteva imagini de la desfășurarea unei ședințe de terapie, dar ar trebui să vă spun că este extrem de plăcut, pentru că este așa ca atunci când te duci la spa, stai relaxat, întins, sunetele sunt minunate, pentru că Andreea, pe lângă diapazon, ne folosește și alte instrumente cu sunete terapeutice și, practic, se induce foarte repede acea stare de relaxare. Nu știi când a trecut ora de terapie și cum, gata, am și terminat, eu mai vreau. Dar aș vrea să-mi spui, de exemplu, cum alegi frecvențele, pentru că eu am stat pe lângă tine și am văzut diferite, cum ai lucrat pe diferite persoane și nu există un protocol cu un șir de frecvențe, ci tu ești cea care alegi de ce frecvență ai nevoie pentru persoana respectivă. În funcție de ce alegi frecvențele cu care lucrezi cu o persoană? Hai să începem așa simplu. Deci, pacienții vin, există o 15-20 de minute în care discutăm și facem anamneza împreună și discutăm ce și cum sau ce își dorește și întreb un anumite întrebări, așa fel încât să-mi dau seama omul ce nevoie are. Uh-huh. Da? Sau cu ce problemă are. Ce își dorește să... Care este intenția? Pentru mine probleme sunt când cu toți banii din lume nu pot să rezolv sănătatea, restul sunt cancanuri. Deci lucrurile sunt foarte simple. Întorcându-ne. După această anamneză se merge pe patul de masaj, unde se întinde pe spate sau
în fine, dacă sunt probleme de spate, trebuie să îi le pun diapazoane pe spate, dar de cele mai multe ori se întinde pe spate, se face acest ISO, mai întâi Fibonacci, în care se curăță toate meridianele, se curăță aura, se pun toate chakrele în ordine și se lucrează. În momentul în care omul spune că are nevoie de anumite lucruri, eu știu că anumite planete puse, de exemplu Soarele cu Pământul, lucrează într-un anumit fel. Soarele cu Pământul cu Zodiac lucrează într-un anumit fel. Frecvențele de la Zodiac sunt puse într-un anumit fel. De fapt, Zodiacul este... Adică semnele Zodiacului. Zodiacul este calibrat după echinocții și, de fapt, corpul nostru este calibrat după echinocții și solstițiu. Din cauza asta, noi am ieșit din modul normal în care am venit să trăim și din cauza asta, nemai fiind calibrați la echinocțiu și solstițiu, noi am intrat în stres. Pentru că am ieșit dintr-o altă frecvență. Frecvențelor naturale. Da, am ieșit din frecvențele naturale. Deci am învățat că anumite diapazoane puse împreună și puse în anumite puncte din corp dau anumite stări și ajută într-un anumit fel persoana care vine la terapie. Și atunci, știind aceste lucruri și făcând anamneza înainte, fac această terapie. Terapia poate să fie 45-50 de minute, o oră, în funcție de ce este nevoie. După care mai se stă un sfert de oră să se liniștească. Tot timpul vor pleca împământați, adică nu-i las floricele pe câmpii. Și după aceea urmează feedback-ul. Am înțeles. Ce este necesar să știe, să facă cel care vine la tine înainte de o ședință? Există vreo pregătire specială, doar hidratarea? Să se hidrateze, pentru că apa este sfântă. Apa este sfântă și oricum în cele 15 minute cât stăm de povești, primește oricum apă. Pentru că apa este sfântă. Nu altceva. Apă, da. Și apa este importantă, apa este acest conductor care îl ajută pe el să primească și, în general, îl rog acea persoană după să-și noteze, poate să aibă anumite întâmplări, vizualizări, poate să aibă un declic, poate să se întâmple să îi se deschidă drumul să ajungă la un anumit doctor unde avea nevoie, poate să îi se deschidă anumite lucruri, pentru că în momentul în care ești în tihnă, în pace și în liniște, în momentul ăla ți se întâmplă cele mai multe lucruri. Știi cum se spune? Corăbile ajung la mare când mare e calmă. Da, eu pot să spun că am probat și într-adevăr este o stare de, cel puțin pentru mine a fost o stare de reașezare, așa cu mine, de foarte mare liniște. Și reamintesc și momentul în care ne-am întâlnit noi prima oară și eram înainte de o conferință foarte importantă, toată lumea era extrem de stresată și cineva mi-a spus, hai repede la Andreea să dea două diapazoane. Și hai la două diapazoane, da. Și, no. Și într-adevăr, aceea nu mă cunoșteai, nu știai că este culoarea mea favorită, dar acelea s-au cerut. De-aia spun că de foarte multe ori clienții tăi pot veni cu anumită intenție, însă tu să simți în energeticul lor și lucrând pe aceste structuri, de ce au de fapt nevoie cu adevărat. Este ca și la constelații, ca și la psihoterapie, vin cu o problemă pe care am identificat-o eu, dar terapeutul poate să identifice o cauză subtilă sau o cauză mai profundă a problemei pe care eu o sesizez. Sau să chiar să vadă că problema este în altă parte decât acolo unde mă focusez eu. Într-o lume de foarte mulți terapeuți pot să spun un lucru. Nu sunt eu, este prin mine. Asta este esențial pentru orice bun terapeut, pentru că nimeni nu vindecă pe nimeni. De multe ori îți pleacă mâinile și nu știi ce să spui, pentru că despre asta este vorba. Poate să sune ciudat, poate să sune bucucu, poate să sune iartă-o, Doamne, că e cu țiglele pe casă, nicio problemă, stăm la bloc. Lucrurile sunt foarte simple. În momentul în care lucrezi cu tine și încerci să-ți fie cât mai bine ție ca să poți să dai celorlalți,
Noi pentru asta am venit. Am venit să fim fericiți și folositori. Da? În momentul în care faci acești pași și faci aceste lucruri, tu nu ai cum să nu dai greș. Adică nu ești tu, ești prin tine. Ești o unealtă. Deci este ca și în celelalte terapii. Practic, terapeutul este dator ca el, în primul rând, să fie echilibrat, să fie bine și în pace cu sine și în momentul în care intră în acea terapie, să devină un canal cât se poate de curat, să se lase ca prin el să curgă această inspirație care la tine se materializează sub forma frecvențelor, pentru că am văzut, este un fel de balet așa, stai, îți vine inspirația, iei diapazonele, le combini. De multe ori am încercat să întreb ceva și doar mi-ai făcut semn, pentru că tu ești acolo în acea stare și e bine de precizat că în timpul terapiei este bine să rămâi tu cu tine, să nu se vorbească, pentru că terapeutul este în acel flow și corpul, într-adevăr, trebuie să primească aceste vibrații. Practic, din ce înțeleg eu în corp, se întâmplă o realiniere. Din punctul tău de vedere sau din punct de vedere științific, ce se întâmplă în corp sub influența acelor frecvențe pe care le aplici tu? Să zicem, iată-mă, ca să precizez, pentru că oamenii probabil... Normal, mulțumesc! Eu am fost mult foarte curioasă. Mulțumesc că îmi simplifici un procedeu complex. Să zic că nu știu, cu o durere de stomac la tine, da? Și spun, am această problemă. Ce se întâmplă în corpul meu când tu aplici acea terapie? În primul rând, baletul care l-ai văzut erau cele 64 de poziții pe care le fac în jurul tău, aplicând cele 9 diapazoane din Fibonacci. Da? Uh-huh. Și practic acest fir, acest șir al Fibonacci ajută și ridică toată vibrația corpului. Știi cum e boala? Boala este cum e pata aceea de când te-ai pătat și pui veniș, da? În momentul în care ai pus, pata aia are o vibrație joasă. În momentul în care tu fii cu o vibrație înaltă, practic ridici tot organismul, ridici vibrația și nu doar în jurul respectiv. Poate că era o chestie legată de digestie, poate că era o chestie la care tu nu erai ok. Dar în momentul în care primul lucru, eu îți ridic vibrația întregului corp și după aceea încep să lucrez pentru ce ai nevoie. Asta înseamnă că această metodă este total neinvazivă și că este o metodă extrem de blândă. Nu doare, nu pișcă, nu... Da, pentru cei cu agorafobie, cei de la acupunctură, am avut mulți pacienți care aveau frică de ace și practic asta i-a ajutat extraordinar de mult să treacă peste această mic deranj. Sunt oameni care nu suportă acele. Este o terapie non-invazivă. Nu am voie să lucrez pe persoanele care au stent sau care au anumite aparate în corp, bucăți în corp. Sau trebuie să știu tot timpul înainte și asta de cele mai multe ori întreb la telefon, nu vreau să-i lasă să se deplaseze. Ce este foarte delicat și o spun și mi-asum acest lucru pentru că am avut două cazuri, eu nu am voie să lucrez cu femeile însărcinate, dar prin terapiile care le-am făcut am ajutat două doamne să rămână însărcinate. Și asta mi-asum acest lucru. Deci există și poze cu copii în acest sens. Da? Asta e foarte, foarte interesant și bine de Revin. Este momentul în care corpul se liniștește. Creierul zumze în continuare, dar corpul, vibrația lui se liniștește. Și în momentul în care ești liniștit, se deschid toate canalele. Se deschid toate, și ușile și ferestrele și tot. Da, de cele mai multe ori ne încrâncenăm să obținem un rezultat, așa cum și doamnele care își doresc să rămână însărcinate deja se stresează numărând perioade și făcând tot felul de analize și probabil terapia le ajută să se detașeze de acest lucru și își lasă corpului
posibilitatea să-și facă treaba lui naturală și normală. Este o opțiune, nu este un ceva bătut în cuie sau pot să pun ștampile sau așa, pentru că eu niciodată nu lucrez și nu trec peste ceea ce spune un medic. Adică să se înțeleagă acest lucru. Nu-mi permit vreodată să trec peste o persoană care are studii medicale. Da, dar ar fi extraordinar de bine și cred că multă lume simte că se apropie această etapă, dacă nu chiar aș început, pentru că eu cunosc extrem de mulți medici deschiși la toate aceste instrumente complementare și la toate aceste tehnici, să zicem, așa zis, nu-mi vine cuvântul, cele complementare, da? Care nu sunt, cred ei că nu sunt științifice, de fapt sunt tehnici pe care știința modernă le confirmă și le confirmă cu succes și nici măcar nu sunt descoperiri. Noi sunt, de fapt, scoatem din dulapul străbunicilor foarte multe lucruri pe care ei le foloseau natural și le punem în contextul modern. Dar revin, ar fi foarte bine ca din ce în ce mai mulți medici să colaboreze cu terapeuții de terapii complementare, pentru că nu ar fi decât în beneficiu pacienților să pot să-i scutesc de o suferință inutilă sau de niște tratamente chimice care ar putea să aibă și efecte secundare, că lucrurile ar putea să se rezolve mult mai ușor cu o homeopatie, cu terapie cu frecvențe, cu reiki, cu orice lucru cu care omul și organismul acelui om rezonează. Jurământul lor este, scuză-mă că te întrerup, este body, mind and spirit. Așa a fost inițial. Și har Domnului că sunt din ce în ce mai mulți doctori care înțeleg acest lucru. Și har Domnului că în 2014, când am învățat și am făcut această terapie în cartea There is no place like home, avem multă cazuistică făcută inclusiv de medici care au luat din America, care au luat această cale și care au făcut studii de caz. Deci, în 2014, când am învățat eu, era deja cazuistică studiată medicală. Deci hai să vedem cine poate beneficia de astfel de ședințe. Tu ai spus că nu lucrezi cu femeile însărcinate. Hai să vedem ce categorii de persoane pot beneficia de astfel de ședințe. Name it, inclusiv animalele. Eu cred că și plantele, pentru că la mine plantele sunt într-o formă extraordinar de bună, indiferent de sezon și cred că le place. De câte ori într-un spațiu tău există ori o muzică terapeutică, ori frecvențele de la diapazonele tale, ori instrumentele acelea șamanice. Hai să spunem așa, ești într-o perioadă de depresie, hai să ne jucăm cu diapazonele. Ai probleme cu somnul, hai să iei niște vitamine vibraționale, nu? luăm lucrurile suave și simple, care, de fapt, stresul și insomnia și aceste întrebări de neregăsire și de frustrări sunt cele care stau la baza societății de astăzi. Le luăm pe cele simple, da? Deci, în primul rând, persoanele care se simt impresionate, tensionate, anxioase. Am pacienți care au abonament și care vin efectiv de drag, zice, Doamne, de-abia aștept, zice, numai când intru pe ușă, parcă e portal. Și am zis, măi, intri într-un vibe bun, un buricul târgului în centru, dar important este să îți dorești și să te simți bine. Și dacă vezi că a funcționat și vezi că merge, este ok. Dacă vezi că nu rezonezi cu ceea ce fac eu, îți mulțumesc. Eu știu ce am făcut acolo. Am făcut o terapie. Har Domnului, drumuri deschise și o să-ți fie bine, no matter what. Am avut pacienți și au fost foarte mulți care au avut COVID. Și după COVID au avut anumite stări foarte ciudate, care nu puteau să și le explice. După o singură terapie, după o singură noapte după terapie, dimineața erau fresh. Și mi-a zis, Andreea, zice, nu știu ce-ai făcut. Zic, eu nu am făcut nimic. Revin.
Dar există această șansă să nu ne mai chinuim în a avea lucruri. Să nu mai ne strofocăm, să nu mai tragem de noi. Să nu ne mai pedepsim, în primul rând, când sunt lucruri care poți să le iei cu bucurie, suav, lin. Enjoy! Deci, odată, orice persoană, indiferent de vârstă, care este stresată, tensionată, copiii, de exemplu, pot beneficia de această terapie? Da, dar la copii este mai mult o joacă. Copiii nu prea au răbdare de anumite lucruri. De exemplu, acum, în 2014, am avut terapie cu o mamă care venise cu fetița și, de fapt, era disperată pentru fetiță, dar în momentul în care, de fapt, ăsta a fost chiar examenul nostru, în momentul în care mama sau tatăl, părintele vine la terapie cu copilul, este adultul care va face terapie, nu copilul. Interesant. Da, pentru că toți copiii încă au acele lucruri simple și suave și inocențe care apasă pe butoanele neputințelor adultului. Și atunci, practic, îi spune adultului, te rog eu frumos, uite, te duc de mână că am eu nevoie, dar de fapt tu ai nevoie. Dar copiii care vin, de exemplu, dacă vine un părinte cu un bebeluș care este agitat, are crampe, are... Lucrez în aura lui și lucrez fin. Pentru că bebelușii ei văd deja, ei lucrează în aura, nu văd încă până la anumite luni. Și la ei este cel mai simplu vibrațional să poți să faci, pentru că ei simt când părintele este încărcat. De fapt, bebelușul încarcă părintele, dar asta e. Deci, ideea este că părinții pot veni însoțiți de copii la terapie, pentru că beneficiază și părintele și copilul. Da. Dar am recomandat să vină doar părintele, pentru că asta ajută mai mult copilul. Poate că părintele stă la terapie și copilul nu are răbdare. Mm-hmm. Da? Deci este un proces în care trebuie să stai liniștit. Și atunci vedem despre ce este vorba. Cazuistic, nu pot să fac ceva general. Oricum. Înțeles, persoanele în vârstă, de exemplu, există limită de vârstă pentru terapiile acestea sau se pot face la absolut orice vârstă de înaintată? Atâta timp cât îi bagi vibrație bună în organism? Da, de exemplu, dacă sunt persoane cu boli, eu știu, dificile, cum ar fi cancer, leucemie, adică boli care au anumite restricționări sau au anumite... dau anumite sensibilități, se poate lucra în aceste cazuri? Se poate lucra în orice caz, atâta timp cât pacientul își dorește să trăiască. Deci nu există contraindicații medicale? Dacă pacientul este conștient și își dorește să trăiască, no matter what, poate să treacă peste orice. Eu nu pot să trec peste ce și-a ales el. Știi că se spune că în terapie trebuie să-l lași pe celălalt să-și ceară această terapie, pentru că în momentul în care își cere să facă această terapie, înseamnă că a lăsat ego-ul deoparte și chiar are nevoie de ajutorul tău. Nu poți să ajuți pe cineva care nu-și dorește să fie ajutat. Da. Trebuie să aibă, știi, dorința aia. Dom'le, fac orice. Mă agăț de orice. Dar să fie agățat cu inima și cu sufletul, nu cu ego-ul. Am înțeles. Deci, practic, preventele nu interferează sau nu reduc cumva efectul medicamentelor, să zic, al tratamentelor antitumorale sau al... ci cu atât mai mult ajută ca ele să se asimileze eficient, pentru că realinează și deschid câmpurile și atunci tratamentele pe care, alopate, să spun, pe care o persoană cu o boală dificilă le face, pot fi asimilate mai ușor și cred că pot fi și contracarate efectele adverse. Pentru că stresul unui efect advers al, să spunem, al unei chimioterapii, da, este mare. Și atunci dacă persoana respectivă vine și face aceste terapii prin frecvență, o ajută să asimileze mai ușor și să elimine toxinele mult mai ușor. Da. Pentru că eu mi-amintesc că după o ședință, într-adevăr, m-am hidratat bine și am primit recomandarea de la tine să beau în continuare
apă și pe parcursul zilei să fiu foarte bine hidratată și știu că am simțit că elimin o parte din toxine mult mai ușor. Și atunci se poate întâmpla lucrul ăsta și la aceste persoane. Eu am văzut că tu, pe lângă diapazoane, mai folosești și alte instrumente. De ce? Și ce instrumente sunt? E sunet. Sunt boluri calibrate la 432 de herți. Sunt, cum se numește, sunt boluri din bătute manual cu cele... cu amestecul de șapte metale, care fiecărui metal îi corespunde o planetă. Facem tot la planete, dar noi practic suntem conectați cu Universul. Noi suntem o sămânță din conștiința Universului. No matter what, indiferent ce am face. Corpul uman este cel mai puternic computer ever făcut de către sursă, să spunem așa. Ok, am văzut ce categorii de oameni, deci am înțeles că copiii nu au răbdarea necesară să facă terapia, ci e mai bine ca părinții să vină să facă această terapie. Este contraindicat persoanelor care au implanturi, stenturi sau cu recomandarea medicului se poate face acest lucru. Este liber până la orice vârstă, oricât ar fi de înaintat, atâta timp cât persoana își dorește, pentru că nu interferează cu tratamentele alopate și nu modifică efectul acestora. Ba din contră, se asimilează mult mai ușor și se elimină mult mai ușor toxinele. Dar aș vrea acum să întreb cine poate practica această, pentru că s-ar putea să avem din telespectatori foarte interesați să învețe și ei să această tehnică, această terapie. Și atunci te întreb dacă sunt oameni care sunt interesați să învețe, să afle cum funcționează, cum se pot pregăti în acest domeniu. Ce sfat le-ai dat? Mi-am făcut în 2014 și atunci se făceau cu totul și cu totul diferit toate lucrurile și inclusiv modul de a învăța și modul de a da examene. Profesorul meu, Ron Laplace, a evoluat și lucrează pe alt aparat, la alt nivel, cu plasmă, cu quantum fi. Îl voi aduce și eu aici, asta este în... Vestea în premieră, voi face și eu așa, dar fără să fi făcut cursurile cu el, eu nu puteam să fac acest lucru. Ron știu că nu mai lucrează cu diapazoane pentru că a trecut la alt nivel, însă există locuri în lume și există persoane care sunt acreditate să facă acest lucru și recomand să persoanelor care chiar își doresc să facă acest lucru, să facă cu persoane care au toate... certificările și care și învață că nu poți să cumperi un singur diapazon de pe Facebook, de pe net la întâmplare sau nu știu, mai știu, de pe Temu sau nu mai știu că e Black Friday pe Temu și hai să luăm și noi un sac de diapazoane și să punem unde vedem noi, să luăm o carte de acupunctură și să facem lucrurile astea. Nu, lucrurile nu pot fi făcute așa. Dar în România există un curs specializat? Nu, pentru că eu, din ce m-am interesat, am rămas singur, eu nu am, cunosc destul de multă lume în zona asta terapiilor și eu nu am auzit, n-am întâlnit pe nimeni. Și cel puțin după informațiile mele și dacă mai știți, chiar ar fi bine să aibă cu cine schimba o vorbă, Andreea, dar din câte știu eu, ești singura din România care practici în mod activ această terapie, ai un cabinet, acord ședințe cu terapia Acutonix. Deci în România nu avem unde să ne formăm, dar presupun că există școli speciale. Deci e nevoie de o certificare, de o pregătire, de examene, de perioadă de practică. Nu este o terapie făcută așa după ureche, ci cu etape de asimilare a informației și tu pari foarte lejer așa și explici foarte drăguț, dar în spate sunt foarte multe cunoștințe de fizică,
pentru că este vorba de frecvență, de matematică, de... Tot e matematică, Dumnezeu e matematică pură. Exact. Totul este... Vorbești cu un filolog, eu am îndoieli. dar da, sunt și astrologi. Totul și este, deci toate numerele, deci totul este număr, totul este frecvență, toate sunt niște coduri puse în noi. Noi am ales când am venit, noi acum trebuie să ne ducem aminte ce am ales. Hello! Și nu plecăm cu nimic. Da. Pare că sunt așa de liniștită sau nu știu. Da, e și prezentarea terapeutului contează, pentru că eu de câte ori am venit la tine te-am găsit cu un zâmbet pe buze, te-am găsit cu o prezență extrem de plăcută și trebuie să spun că în cabinetul Andrei răsfățuiește la el acasă, pentru că nu există ca pacienții să nu vină și să nu primească un ceai bun, o prăjiturică, să nu existe flori proaspete, muzică, lumânărele și așa mai departe. Pentru că vreau să ajung și la spațiul în care lucrează Andreea. Știi că atunci când am pornit acest podcast, mi-am dorit un spațiu diferit de un studio rece. Știu că în studio condițiile tehnice sunt mult mai bune, e mult mai ușor să filmez într-un studio, dar eu mi-am dorit un spațiu cu o vibrație anume. Și a făcut Universul să ne întâlnim, să te cunosc pe tine și să vin la o terapie la tine, să descoper terapia ta și să descoper și spațiul în care tu lucrezi și am avut bucuria să aflu că acest spațiu nu este folosit numai pentru cabinetul tău, care este o parte din spațiul acesta, ci există și un spațiu care poate găzdui evenimente pentru grupuri restrânse de persoane, deci nu săli imense. Dar în 15-20 de persoane pot veni cu lejeritate și am avut plăcerea și să vin la câteva din seriile pe care le-am organizat alături de Cătălin Marin ca seri de meditație cu instrumente șamanice. Și spațiul acesta, din câte știu eu, este disponibil și pentru diferite evenimente și aș vrea să spui pentru ce evenimente se potrivește acest spațiu, pentru că știu că în lumea asta toată lumea caută un spațiu drăguț, central, curat din toate punctele de vedere, nu numai dat cu aspiratorul, înțelegi ce spunem, și care să fie disponibil în niște condiții bune pentru toată lumea. Spațiul nostru este în centru, în spatele universitate, în spatele Inter, de fapt, vis-a-vis de fosta ambasada Americii. Și am creat acest cuib spiritual, cum îi spun eu, că e așa un nest, o chestie micuță și frumoasă, un buricul târgului, unde se pot face seri de meditație între 15, cam 20 de persoane maxim, ca să respire, să fie ok. Se pot închiria inclusiv în weekend, dacă ai nevoie, sâmbăta și duminica pentru constelații. Se pot face, inclusiv lumea poate să stea și pe jos și pe scaun și se pot face și seri de meditații dacă ai nevoie să stai întins. Adică este un loc unde ne dorim să vină oameni cu sufletul deschis, unde calitatea este mai importantă decât cantitatea, unde ne strângem să ne fie bine și de unde să plecăm cu inima deschisă și cu bucurie în suflet. Așa este, confirm, pentru că eu deja am avut câteva evenimente organizate în acest spațiu și cei care au venit au descoperit cu foarte mare bucurie și s-au simțit ca acasă aici, pentru că dincolo de spațiul de eveniment în sine există toate facilitățile aici. Și apă și cafea și toate cele. Deci, dragilor, spațiul este disponibil, dar cred că spațiul selectează prin vibrația lui și persoanele care vor avea acces aici. Andreea, unde te pot găsi pe tine cei care sunt interesați să facă niște ședințe de acutonic și aș vrea să lămurim dacă se poate face o ședință punctuală sau este nevoie neapărat de o terapie mai lungă, dacă există pachete de ședințe și cum sunt ele eficiente?
Deci, în primul rând, se face programare la numărul meu de telefon. Noi o să punem în descrierea emisiunii, o să aveți toate datele de contact ale Andrei. Se pot uita pe site, se pot uita, poate să pună pe Waze Acutonics România și ajung la adresa dorită. Doar pe programare se face. Eu am mare noroc să lucrez prin recomandare, deci toți pacienții mei vin de la alți pacienți care s-au simțit bine și care au dat sfoară în țară. Deci, eu vă fac o recomandare publică de data aceasta. Da, veniți așa. Prin recomandare de la Corina Chelar. Așa. Și câteodată, deci în primul și în primul rând, recomand o singură ședință ca să poată să înțeleagă despre ce este vorba. După aceea, dacă își doresc să continue și să simtă, să aibă această stare în continuare, bineînțeles că vor fi pachete de 10 ședințe. Dar niciodată nu o să-i spun, trebuie 10 ședințe să-ți fie de leac, 20 de ședințe să-ți rezolv nu știu ce lucru. Nu mi se pare ok. Nu este ok. E ca și cum trec peste liberul arbitru al omului și spun, știi ceva, mamă, ești praf, vino că te fac eu, nu fă. Nu e ok. Bine că dorește. Că e important, de exemplu, în constelații nu se pot face așa în fiecare săptămână sau listă terapii care trebuie, au nevoie de un timp ca... Se poate face odată pe săptămână. Deci odată pe săptămână. În așa fel, oricum, vibrația lucrează în corp încă 3-4 zile. Deci, practic, ai timp să și trăiești ce ai de trăit, dar să și te bucuri de un nivel de energie elevat. Dar e de preferat ca după ce se face terapia să nu se mai întoarcă omul la muncă, ci să o programeze cumva să... Ideal ar fi, adică să poți să vii după aceea să te duci, să bei apă, să-ți faci un duș sau și să ai o odihnă. Adică nu o să poți să vii la mine și după aceea să duci în club, că practic ți-ai bătut joc de banii tăi și de timpul meu. Că despre asta este vorba. Adică trebuie să fii conștient că ai nevoie de o stare de bine și poți să vii dimineața dacă în ziua respectivă vrei să te bucuri de întreaga zi, să pleci, să-ți faci, să ai energie. Adică sunt persoane, am persoane care fac terapie la ora 9 pentru că atunci se simt ok și în funcție de programul de la servici, alții îmi vin seara, da? Deci fiecare deci în funcție programul de cum este flexibil. Este flexibil, dar este pe sunat și pe programare. Programat, bineînțeles, da. Dar se adaptează și programul clienților. Am mai avut și urgențe și atunci, har Domnului, trebuie să ajutăm omul, că pentru asta suntem. Deci cabinetul este central, ajungeți ușor la el, veți găsi adresa și datele de contact în descrierea emisiunii. Eu trebuie să aduc mulțumiri speciale Andrei pentru că ne găzduiește la fiecare ediție a Conexiunilor Spirituale aici și nu numai că ne găzduiește, dar ne și adună după aceea frecvențele. Și trebuie să mulțumesc și celorlalți sponsori ai emisiunii, colegului meu Ciprian Mitran care se ocupă de make-up-ul meu și doamnei Luminița Ivanici, care se ocupă de designul sprâncenelor mele. Mulțumesc tuturor și vă aștept la o nouă ediție a Conexiunilor Spirituale în care veți afla noutăți și veți cunoaște oameni noi și interesanți pe care poate nu i-ați descoperit până acum. La revedere!